Zona din centrul orașului și-a schimbat înfățișarea. De la gazonul care a fost înlocuit și până la rondurile cu flori multicolore, totul arată că orașul se vrea fi unul frumos. Însă zilele acestea, muncitorii societății Apollo Ecoterm au sesizat că cineva a furat unul dintre aspensoarele care se aflau în fața casei de cultura sindicatelor din Medgidia. A fost scoasă una din gurele de aspersor și apa fiind în presiune pe această instalație a inundat o bună bucată de gazon, o porțiune de gazon. Din păcate, sunt anumiți cetățeni care nu dau dovadă de simț civic și care, mă rog, au tendința să distrugă anumite lucruri care au necesitat investiții din partea primăriei și din partea societății Apollo Ecoterm. În urma incidentului neplăcut, reprezentanții societății au solicitat supravegherea video a zonei. De asemenea, aceștia fac un apel la simțul civic al locuitorilor din Medgidia. În cazul în care văd și dânsi astfel de acte de vandalism până la urmă, să ne sesizeze sau să sesizeze poliția locală, pentru că este vorba despre bani investiți în aceste obiective, în aceste lucrări de amenajare, care nu trebuie pierduți datorită intențiilor izolate ale unora dintre concetățenii noștri până la urmă. La capitolul spații verzi, Medgidia se poate lăuda cu unele zone îngrijite și înfrumusețate cu o multitudine de flori. Însă există și cetățenii la care simțul civic lipsește.